După eșecul din etapa inaugurală, scor 1-0 în deplasarea de la Sighetul Marmației, FC Zalău speră să nu mai facă pași greșiți și vizează victoria în partida de mâine. Chiar dacă va întâlni o nouă promovată, duelul cu Șomii Pâncota se anunță a fi unul destul de dificil în lotul echipei arădene, aflându-se jucători care au evoluat în trecut la UTA Arad. Mai mult de atât, echipa vizitatoare are un parcurs bun în ediția 2012-2013 a Cupei României, unde a obținut două victorii categorice, scor 5-1 cu FC Hunedoara, respectiv 3-1 cu FC Făget, precum și o victorie la limită 3-2 cu ACS Poli Timișoara. În ciuda acestui aspect, zăloanii nu concep altă variantă decât cea a victoriei, mai ales că în ziua meciului, antrenorul Marius Pașca șerbează ziua de naștere și elevii săi vor să-i facă un cadou cele 3 puncte puse în joc. În cadrul seria 5-a din Liga 3-a se mai dispută mâine, tot de la ora 17, alte 5 partide. Sănătatea Cluj, Unirea Dej, Jiul Petroșani, Plimob, Sighetul Marmației, Olimpia Satu Mare, Tricolorul Alparea, Național Sebiș, Europa Alba Iulia și SESO Câmpia Turzii, Unirea Florești. Intrarea spectatorilor la jocul de mâine dintre FC Zalău și ACS Șoimii Pâncota este liberă.